Dragele mele, astăzi am făcut o tocăniță minunată de puișor, cu ardei, cu ceapă și cu roșii, dragele mele. Cum am procedat? Este foarte, foarte gustoasă. Așa făceau bunicile noastre și ne plăcea atât de mult. Și azi zic, hai să o repet și eu, să o fac și eu la meniu. Bine, dragele mele. Deci, am spălat bine carnea de puișor, am tăiat-o și am pus-o un pic de, am dat un pic de culoare într-o cărticioară cu ulei. Foarte, foarte puțin. Numai ca să prindă un pic de culoare și un pic de crustă. Apoi am scos carnea, am strecurat uleiul și l-am pus în această oală mare. Am tăiat ceapă, un castron mare de ceapă, solzișori mari. Vedeți? Ca să se vadă și ceapa și ardeiul și toate. Am tăiat ceapa solzișori, i-am dat drumul în acel ulei în care s-a prăjit cărnița și am uiat-o cu un pic de sare. Am lăsat-o un pic să se moaie un picuț. Apoi am adăugat roșiile, le-am spălat și le-am tăiat tot așa bucățele mari. Vedeți? Am pus și roșii sherry, pentru că roșiile sherry le-am tăiat numai în două. Îi dă un gust extraordinar, dragile mele. Acum, în perioada asta, să profităm de toate aceste delicatese ale naturii, că e o minunăție, pur și simplu, o minunăție. Ei, după ce am lăsat un pic roșiile, cam 50 minute, să se moaie și ele, am adăugat ardeiul roșu și ardei verde, vedeți, și ardei roșu. Uitați, tot așa, tăiate bucăți mai mari. Am spălat bine, i-am curățat și fâșii mai mari. Când puneți în farfurie, să arate și bine. Sunt și gustoși, dulci, gustoși și arată, vedeți, și bine. Am dat drumul și la ardei. Am mai lăsat un pic să mai facă. Și acum am adăugat, vedeți, o rămurică de cimbru proaspăt, foi de dafin, un pic de piper și sare după gust. Bulion nu mai pun pentru că nu este cazul. Deja este de la roșii și de la capia, de la ardeiul capia, deja are destulă culoare. Dragile mele, un parfum minunat, un parfum minunat. Acum o mai las un picuț să această carne să se moaie bine în acest sos și o las fără capac. Și așa, lăsându-o fără capac, ea scade. Până acum am avut capacul ca să poată să fac aceste și ardei și roșiile să se moaie bine. Acum am luat capacul și o las ușor, ușor să se mai facă cam 10 minute, un sfert de oră, să scadă. Și este o bunătate, dragile mele. După ce o să opresc flacăra, am să pun o mânuță de mărar verde și o mânuță de pătrunjel verde, să-i dea acel gust, acea... și rămâne, bineînțeles, dacă opresc flacăra și rămân verzi în interior. Vă dați seama ce bunătate, cu mămăliguță caldă sau chiar și cu pâine, fiecare cum dorește. O bunătate, ca la mama acasă! Exact ca la mama acasă! Uite, așa facem mâncare în cazane, delicioase, preparate delicioase, ca să le mâncăm cu poftă. Vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă, ca și sufletele voastre. Pupici cu sclipici!